Întreaga planetă traversează momente foarte dificile pe toate planurile, atât în slujba ținută în Catedrala Sfântul Petru de la Roma, sâmbătă seară, cât și în mesajul Urbi et Orbi, ținut cu ocazia zilei de Paști, Papa Francisc a folosit cuvinte aspre de avertisment în condițiile în care a numit acest Paști unul de epidemia speranței, chiar dacă este unul al singurătății. Avertismentele papei nu au ocolit cuvintele apăsate și clare. S-a referit la cei săraci și la țările sărace ale căror datorii ar trebui anulate, la încetarea conflictelor pe care le-a enumerat, armele ar trebui să tacă, au fost cuvintele folosite, și la relaxarea sancțiunilor internaționale aplicate acelor țări care nu au resurse în acest moment să combată epidemia, relatează Vatican News. S-a referit și la Uniunea Europeană, pe care a avertizat-o că riscă prăbușirea dacă nu va trata echitabil țările și dacă nu va ajunge la un acord benefic pentru toată lumea. Nu este o vreme a indiferenței, pentru că întreaga lume suferă și are nevoie să fie unită în fața pandemiei, a mai spus suveranul pontif. Un papă obosit, marcat de suferință, cu o voce stinsă, atât de deosebit de acela pe care l-am văzut cu toți în România anul trecut. În egală măsură, papa s-a referit la cei săraci pentru care a venit Iisus, la refugiați, la cei prinși între conflicte, la cei care flămânzesc. Papa Francisc a făcut un apel de întoarcere la valorile creștine și umanitare de bază, la combaterea indiferenței și a oricăror abuzuri. Iisus a înviat ca să ne dea speranță și iubire de aproape, a mai spus suveranul pontif. Cităm, dintre numeroasele regiuni ale lumii lovite de coronavirus, îndrept un gând special spre Europa. După al doilea război mondial, acest iubit continent a putut să învie grație unui concret spirit de solidaritate care i-a permis să depășească rivalitățile trecutului. Este mai urgent ca niciodată, mai ales în circumstanțele actuale, ca atare rivalități să nu prindă din nou vigoare, ci ca toți să se recunoască drept partea unei singure familii și să se susțină reciproc, a mai spus papa. La Vatican s-au înregistrat 8 cazuri de infectare cu COVID-19, în timp ce în Italia bilanțul este dintre cele mai dure din lume. Peste 150.000 de infectați și aproape 20.000 de decese. Și tot ca un eveniment remarcabil, sâmbătă 11 aprilie, regina Elisabeta II a Marii Britanii s-a adresat națiunii în singurul discurs pe care l-a ținut în cei 68 de ani de domnie cu ocazia Paștelui, pentru a-și încuraja poporul, pentru a mulțumi personalului medical și pentru a-și exprima certitudinea că acest virus va fi învins prin solidaritate, grijă și speranță. Regina Marii Britanii este de facto și conducătorul Bisericii Anglicane și a ținut acest discurs sâmbătă pentru ca duminică să lase locul liderilor religioși.